lucru care ne diferențiază față de celelalte facultăți, atât din UBB cât și de la celelalte universități din România? În primul rând avem o altă relație cu studenți, informală. Nu excludem, bineînțeles, respectul reciproc, dar pe lângă asta avem o relație ca de la om la om. Putem face lucruri împreună fără să fim încorsetați de cadrul academic, ca să spun așa. Al doilea lucru care ne diferențiază este faptul că avem relații cu universități din străinătate pe toate continentele, în afară de Antarctica. Lucrăm și acolo, dar e puțin mai greu cu pinguinii. Având aceste relații, studenții noștri și profesorii, dar și studenții în special, au mult mai multe oportunități de a ieși și de a vedea cum se întâmplă lucrurile în universități în afara României. Și întotdeauna studenții care vin dintr-un stadiu de învățare sau de cercetare în străinătate, ce lucruri mai diferite, la care noi nu ne-am gândit. În felul ăsta, facultatea crește. Și al treilea lucru de care suntem noi mândri este implicarea în comunitate. Considerăm că facultatea nu este undeva în vârful unui turn de filde, ci trebuie să facem lucruri în comunitate. Pentru că în momentul în care comunitatea crește, în orice dimensiune, creștem și noi. Încercăm să facem viața studenților din FSFA cât mai frumoasă, astfel încât studenții să nu rupă ușa în momentul în care se termină cursul, ci să rămână aici cât de mult în tot felul de activități pe care încercăm să le organizăm și încearcă ei să le organizeze. Asta este secretul nostru. Studenții sunt destul de maturi să se organizeze singuri. Tot ce trebuie să le dea este un cap pentru lucrul ăsta.